Românii nu au încredere, cel puțin așa vedem din sondaje, în sistemul medical și nu mă refer aici la resursa umană. Nu au încredere în spitalele din România și mulți spun că ar prefera mai degrabă să se trateze acasă decât să ajungă la spitalele din România. Care ar fi soluția pentru a schimba această imagine? Suntem la 30 de ani de la Revoluția din 1989. Trebuie un declic. Avem o generație care a trecut. Ne pregătim de o altă generație. Declicul nu este numai neapărat la nivel de construcție a unui spital. Este la nivel de mentalitate, este la nivel de legislație, este la nivel de coordonare și de management de forță. Am putut vedea în anul care a trecut, dezgolit, să spunem, tot sistemul nostru medical. Îl știam, unii îl mai acopereau, alții îl descopereau, alții îl huleau, alții au început să-l laude. Dar am putut vedea ce înseamnă un minister, ce înseamnă DSP-uri, ce înseamnă stațiile de ambulanță, ce înseamnă medicina primară. Da, este nevoie de o nouă legislație, dacă mă întrebați pe mine. Este nevoie de un nou tip de management la unitățile spitalicești. Spuneam că inevitabil că le făcusem, 80% din manageri nu au ce căuta acolo. Da, cred că mentalitatea trebuie schimbată. Să ne uităm cum se fac angajările în spitale, să ne uităm cum se acordă un act medical în spitale, să ne uităm cum sunt respectați medicii, asistentele, infirmierii, îngrijitorii, să ne uităm dacă în acest moment noi, care n-am avut niciodată nevoie, să spunem, să mergem la un spital, mergem și ni se spune că nu sunt de alea, nu sunt de alea, nu sunt de alea, în care cheltuielile de personal sunt 80-85%. Și trebuie să venim cu medicamente de acasă. Ei, cred că este momentul de a schimba toate acestea. Avem posibilități de fonduri europene, Planul Național de Reziliență. Sunt diverse modalități de a putea schimba o infrastructură. Trebuie să ne gândim să putem apela la aceste fonduri pentru a avea un spital decent, pentru a avea un personal plătit, respectat și pentru a crea performanță. Ar trebui să renunțăm și la numirile politice în spitale? Eu spuneam și ce am putut vedea în anul de pandemie 2020, ce puțin în starea de urgență în care am avut coordonarea spitalelor, am putut vedea un management centralizat și am putut vedea o direcție. Atunci am spus, nu luăm nici subordonare de la autoritățile locale, nu luăm nici donatorul de credit care trebuie să rămână autoritatea locală. Sunt și rămân în continuare pe un principiu. O comunitate vrea să aibă un spital, să aibă grijă de spital, să aibă grijă de personal, că pentru a putea acorda îngrijiri medicale celor cetățenilor din acea comunitate. Și spuneam atunci, da, examenele pentru manager să fie date la București, managerul să fie evaluat în fiecare an pe anumiți indicatori, nu corespunde, să poată fi schimbat. Acum este un pic mai greu, cel puțin în perioada de stări de alertă, în care ca minister nu mai aveai puterea să poți face schimbările, a fost destul de dificil să poți colabora la anumite managemente de spitale. Dar, repet, am avut și manageri care, într-adevăr, au răspuns prompt și au fost adevărați profesioniști.